ultima zi pentru tine. Vei muri în chinuri ca celor pe care i-ai nimicit. Rușine pentru Botoșani care are asemenea canalii. Nu vei avea liniște nici în ea tuși cei de lângă tine. O scrisoare extraordinară. Da, vin pe chiar pe numele dumneavoastră, vin pe adresa primăriei. Pe adresa primăriei, pe numele meu, da. Deci eu vă spun un lucru, dacă ăștia sunt iubitori de animale, încep să-mi pare extraordinar de bine că am făcut ceea ce am făcut, sau că doctorul a făcut ceea ce am făcut, dacă ăștia sunt iubitori de animale. Și n-au decât să-și iei câinii acasă și oameni și tot ce vor și spăluri pe unul câte așa. Dacă asta vor să o facă. Ați mai primit în ultimele zile astfel de amenințări? Astăzi am primit trei scrisori și toate trei sunt de amenințare. Știi? Și chiar este de dreptul jenant și chiar sub limita oricărui bun simț să faci așa ceva. Și mai ales că toate sunt anonime, măcar să-și asumi răspunderea cei care fac o chestie genul ăsta, să o facă publică, să o declare, fără niciun fel de problemă. Noi ne-am asumat ceea ce am avut de asumat, să o fac și ei dacă sunt în stare. Dacă ei așa înțeleg să iubească oamenii sau să iubească animalele, n-au decât în cazul ăsta, chiar nu-i mai luăm absolut deloc în seamă. Și din punctul meu de vedere, încetez absolut orice discuții cu orice cu asociații de iubitorilor de animale din momentul de față. Da, astfel de amenințări vă pun în gardă, știu, intenționat să vă adresați poliției, poate... Chestii de genul ăsta, vă dați seama că o să trebuia să o fac o sesizare la poliție obligatorie. Deci n-am, la chestii de genul ăsta nu ai de ales, până la urmă și noi avem familie, mie nu mi-e frică, pentru că nu mi-a fost frică și ies în continuare pe stradă, nu am absolut nicio problemă. Este o problemă de serviciu pe care am tratat-o ca atare, indiferent că este plăcută sau neplăcută și mi-asum răspunderea pentru ea. Dar în rest, la amenințări de astea cu moarte sau cum știu, obligatoriu să trebuie să faci cursul sesizare la poliție. Iași de Botoșani, Iași și Hunedoara, nu? Da. Mari iubitori de animale. Să vină când le dăm lor. Botoșani, Iași, Hunedoara și toate cu amenințări cu moarte sau cu... Semnat? Nu o semnat.